Ne mai desparte puțin timp până la zilele județului. De pe 20 iunie, Sătmarul va fi din nou în sărbătoare. Consiliul Județean își dorește ca prin activitățile pregătite să fie prezentate obiceiurile tradiționale, dar și cele culinare ale fiecarei localități din municipiu. Am conservat aceste obiceiuri și tradiții și acum ar trebui să le prezentăm tuturor, să le prezentăm țării și, de ce nu, și peste hotare. Cred că suntem un județ unic care, într-o rază de 30-40 de kilometri, poate să prezinte toate tipurile de obiceiuri și tradiții, și cele românești, și cele maghiare, și cele slăbești, lucru care, pentru un turist, cred că este extrem de important. Centrul orașului va fi împânzit, ca și la prima ediție, de căsuțele fiecarei localități. Pe lângă produsele tradiționale, sătmărenii vor putea degusta și din preparatele culinare pregătite după rețete moștenite din bătrâni. Vor fi reprezentate toate zonele etnografice din județ, iar pentru ca totul să iasă la fel de bine ca anul trecut, Consiliul Județean se sprijină pe primarii sătmăreni. Avem zona Careiului, primăriile, zona Oașului, zona Codrului, zona Satu Mare. În centrul municipiului Satu Mare o să fie toate reprezentații tuturor comunilor din județul Satu Mare. Ce facem noi, de fapt? Îi aducem pe toți la un loc și oamenii pot să-i cunoască, inclusiv personal, și pe primar, pe viceprimar, pe consilierii locali. Și în mod special vreau să mulțumim primarilor. Primarilor care au răspuns prezent la asemenea eveniment, pentru că trebuie să recunoaștem, fără implicarea lor, e greu de făcut. Zilele județului sunt unice în România, iar Consiliul Județean dedică această sărbătoare tuturor sătmărenilor. Este un eveniment unic în țară și vreau să vă spun că este, cred că, sărbătoarea principală a locuitorilor acestui județ. Nu este altceva decât zilele cetățenilor din județul Satu Mare. Pentru ei au fost făcute aceste zile și eu zic că a fost un proiect foarte îndrăzneț. Foarte puțin pot să realizeze ce mobilizare de forțe, ce efort să se depune pentru a organiza o asemenea manifestare la nivel județean. Conducerea Consiliului Județean a pregătit pentru zilele județului și competiții sportive, iar pentru cei mici va fi amenajat un petting zoo, adică o zonă dedicată celor care vor să cunoască îndeaproape animalele domestice.